Nici pe miriști, aici n-a mai crescut nimic dacă nu plouă deloc. Mamă, ce grop e aici! Hai, prietene, hai! Și am găsit aici zona asta, cred că a fost vreo sondă ceva aici. Mișcă ceva pe aici, pe iarbă, nu mișcă nimic. 2808 strâmbeni. Vedem dacă mai găsim ceva pe traseu. Luăm, dacă nu, asta e. N-am mai mâncat verdeață de o grămadă timp. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Ionuț Emil și în episodul de astăzi, după cum vedeți, suntem la câmp cu tractorescul junior, cu remorcuța și cu motocoasa mică a mamei mele. După cum vedeți, am venit aici lângă pădure. Terenul ăsta e exact lângă terenul nostru de sparcetă, pentru că vreau să tai iarba asta care se vede pe aici. Uite, se vede un pic de iarbă de asta. Zmoacele astea ieșite pe aici. Să le duc acasă pentru vițeluși, că nu prea mai au ce să mănânce, s-au săturat săracii și ei de atâția coceni. Și am zis, dacă tot nu prea am ce face astăzi, l-am luat pe micuțul ăsta și am venit să tai toate astea, să le strâng. Astea ce mi-am mai luat aici sunt ale mele de filmat, am mai luat acolo o greblă, o furcă, trepiedul ca să filmăm cât mai ok și micuța Ruris Bravo 242. Imediat o să o pornim, să ne apucăm să tăiem cu ea. Haideți să vedem ce facem aici, dacă alegem ceva din toate zmoacele astea. Uite ca da și pornească jucărica asta. Luăm așa pe astea care-ți mai verzi un pic. Vedem cât reușim să strângem de aici, dacă nu mai mergem pe o miriște mai încolo, că mai sunt și acolo. Măcar o remorcuță de asta să reușesc să umplu. Am oprit-o pe mititica asta și hai să vedem dacă se adună ceva totuși. Dăm o leacă așa cu grebla, măcar jumătate, să vedem dacă reușesc să pun în asta. Dacă nu, vedem, mai mergem încolo pe câmp. Mai e o miriște mai încolo, care am văzut că și aia e un pic verde. N-are nimic dacă mai are și paie. Facem așa grămăjoare, după care luăm cu furca. Nici pe miriști, aici n-a mai crescut nimic dacă nu plouă deloc. Că dacă plouă, vă dați seama că se mai făcea iarbă pe aici. Se mai aduna ceva, dar ce să adune așa? Am fost eu zilele trecute pe aici și de-aia am văzut că a crescut asta și am zis că astăzi, dacă tot nu prea am ce face, să vin să le tai. Totodată îl mai scot și pe prichindelul ăsta la plimbare, care are o grămadă de timp de când stă degeaba. Nu prea am mai avut de lucru cu el. Cred că am o sticlă de apă pe aici și stă în soare și după nu prea mai e bună. Te băgăm așa acolo. Am băgat și apița la umbră. Ia uite, încă o grămăjoară. Hai să dăm astea un pic deoparte. Uite așa. Asta îl luăm de aici, că am legat motocoasa cu el. Dăm și trepied aici în capăt. Și ne luăm fain frumos furca. Sper să le placă vițeilor să mănânce iarba asta, nici nu știu cum se numește asta. Mamă, ce căldură să lasă, e belea. E belea, ce căldură să lasă. Cred că o să-l bag pe mititelul ăsta în partea aia, acolo la umbră, că și așa trebuie să dau mai în față. Îl ducem puțin mai în față și o să-l bag aici la umbră. Gata, mai, hai că stă bine aici la umbră. Și eu o să mă apuc să tai în continuare. Până acolo la capăt, vedem câte grămăjoare fac. Gata, mai, am mai făcut vreo 4 grămăjoare acolo. Hai să ieșim cu ăsta micul de aici. O să las tot ce am în remorcuță aici la prima grămadă și să le încarc pe toate. Să face cam jumătate remorcuța cu ce am mai tăiat acolo. Hai să ieșim ușor de aici.
E și puțină gaură. Hai să lăsăm totul aici jos, încărcăm ce am tăiat și după le punem și pe astea sus, ca să nu-mi rămână jos acolo. Lăsăm mai acolo, luăm așa direct cu mâna. Cred că le ajunge câteva zile iarba asta dacă umplu remorcuța. Hai și cu ultima grămăjoară de aici. Ia uite, s-a făcut exact jumătate remorcuța. Întoarcem acum și mergem să ne luăm jucăriile de acolo. Hai, prietene! Hai că l-am înclinat aici pe toate gropile astea, de, iar mi se udă bureția în filtrul de aer. Să face de ulei, să umple de ulei. Manicoții iar i-am strâmbat un pic, de-aia fac un pic roțile așa, pentru că am dat rău cu el prin gropi. Și nici n-am avut timp de ei să-i dau jos, să-i întăresc o leacă. Mamă, ce gropi e aici! Hai, prietene, hai! Bine, dar-l pun și eu să urce dicta mai râpa. Uite, mai se vede pe acolo, verde, cred că o să mă duc pe jos până acolo să vedem dacă pot să tai ceva. Mergem până acolo să vedem dacă e ceva de tăiat în zona aia. Dacă nu, vedem pe unde mai găsim niște iarbă. Să mai punem în remorcuță. Nu e nimic, n-am ce să tai acolo. Nu am ce să tai. Hai că vedem pe unde mai găsim să umplem remorcuța, să nu mergem cu ea goală acasă. Haideți că am ajuns într-o nouă locație, să zic așa. Cred că am mai mers un kilometru de unde am fost puțin mai devreme. Puțin mai devreme am fost acolo lângă pădurea aia, în vale, exact la noi la Sparcetă, și am venit în coapă drum. Și am găsit aici zona asta, cred că a fost vreo sondă ceva aici. Uite, o gaură săpată aici, sigur sunt șacali ceva. Ia uite câta gaură săpată acolo. Scorburi aia în jos. Hai să mergem puțin să explorăm zona, să vedem ce e pe aici. Cam dificil pe seceta asta să mai găsești ceva iarbă, dar am găsit, uite, toată marginea acolo. Până lângă motosapa e bună de luat. E așa micuță, moale. Da, a fost sondă aici, uite, este. Mișcă ceva pe aici prin iarbă, nu mișcă nimic. A fost sondă, dar e totul desființat, au rămas doar dalele astea. Sunt în mijlocul pustietății. Ia uite, numai câmp. Kilometri întregi, câmp, gol. A, uite aici a fost sonda, uite asta. 2808 strâmbeni. Nu e dată, e un cod ceva. Aici a fost sonda, puțul ăla săpat în jos. Dar e sigilat, uite, i-au pus capac. Hai să ne apucăm de treabă, să cosim și acolo, să vedem cât reușim să mai încărcăm remorcuța cu ce am găsit aici. Dacă nu vedem, mergem și mai acolo, mai în față. Ajungem în comuna vecină. O punem pe piticoata asta aici. Să luăm asta invers, că nu-mi place așa. Gata, dăm de aici pornire. Hai, vedem. A și pornit. Și hai să-i dăm așa de aici. Gata, uite ce frumos am tăiat aici, cât de frumos se vede. Să vedem cât să face remorcuța acum cu astea. Mai am tăiat și pe acolo, am mai tăiat și înapoi. Dar în prima fază, haide să încărcăm pe astea, să vedem cât se adună în remorcuță. Și le luăm de aici și le încărcăm. E bună că e așa măruntă, moale, chiar dacă e un pic uscată, n-are nimic, o mănâncă.
O să mă urc să o îndesulea, că... Uite așa. O îndes puțin aici ca să încapă toată. Gata, am luat cam tot ce se putea lua de aici. Nu mai am ce să mai tai, ce să tai bălăriile alea, n-am ce să iau de ele. S-a umplut remorcuța, mi-am pus și toate jucăriile în ea. Hai să mergem acasă. Vedem dacă mai găsim ceva pe traseu. Luăm, dacă nu, asta e. Ne-am luat-o, dar ăsta le-am legat aici să nu le pierd. Viteza e. Hai, să ieșim așa ușor de aici. Vreo 2-3 zile cam așa le ajunge iarba asta. Am dat a doua. Ia uite ce fuge prichindelul. Mă enervează maxim pietrele astea, că zdruncine rău. Ce viteză a luat, ia uite-o. Și ajung și acasă. N-am mai găsit nimic ce să mai iau. Oricum e destul de dificil să mai găsesc să iei iarba acum. Ia, poate mă mănâncă și câinii. Cel și oprim. Hai să ne luăm și astea din remorcuță. Aici e o gleată de apă cu care mai udă cocenii ăștia ca să poată să le dea, să nu fie așa uscați. Deschidem asta. Pac. Hai să-l deschidem și pe ăsta. Ia uite cum s-a făcut, zici că e balot. Le mai ia și le mai pune ziua cât un pic de iarbă de asta. Mai un cocean, mai o ruială. Remorcuța pare puțină, dar uite cât e, de fapt. Mamaie, ți-am adus iarbă la viței. Știi unde am găsit? Aproape de parc la Strâmbeni, în câmpul acolo. O mănâncă pe asta? O să-l dăm pe stăule, că mai încolo. Hai să dăm puțină și la vițeluși. De care le pun, mamaie? De asta măruntă sau de aia după miliște? De asta. De asta? Lasă-i, mă, că mănâncă și acolo jos. Bă, nebunilor, ce faceți aici? Îi pun aici, lângă pom. Ia, mă, mănânci? Ia tu pe ăla. Asta e așa de test, să vedem dacă mănâncă. Tu ce faci, pe urât-o? Tu nu vrei să mănânci? Ia uite ce îi place astea. Ghiocel. Îți place, mă? E bun? E bun ghiocel? Le-am pus așa cât un pic aici să vedem dacă mănâncă. Uite, mănâncă și ăla, și aia. N-am mai mâncat verdeață de o grămadă de timp. Mai au aici astea pentru uruială. Dimineața când îi aduce aici, le dă prima dată uruială în alea, după aia apă, coceni,
Uite că au 100 de cocini pe aici rămas. Hai să-i lăsăm aici să mănânce. Pe acolo mai au un mic stoc de cocini. Sunt cocini de-aia mai mărunți și ăștia aici îi ud așa frumos cu apă ca să fie mai moi, după care le dă să mănânce. Tractorașul nostru l-am alergat o grămadă astăzi. Gata, mai am băgat și juniorul aici la locul lui. O să trebuiască să-l învelesc ca să nu se umple tot de praf, de gunoaie, de paie. Ei bine, ce să mai, cam aici se încheie și clipul meu de astăzi. Un clip puțin mai simplu, așa mai scurt, cu activități mai puține. Dar sper să vă placă. Ei bine, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le voi posta. Și până data viitoare, ca de fiecare dată, vă doresc numai bine!